Stați voi povară, toți cei care mi-ați fost dragi. Eu cu o zi înainte am vorbit cu ea la telefon. Era deja în spital și mi-am spus cât de mult m-am bucurat că a fost la mare, la festivalul acela de folclor. Și îi zic, tare m-am bucurat, Tatiana, că te-ai dus. Și ea zice, da, și eu m-am bucurat foarte mult. Ce se întâmplă? O prietenă i-a dat un telefon cu o zi înainte, așa cum i-am telefonat și eu, și i-a întrebat-o, Tatiana, ce faci? Zice, mă pregătesc de drum. Cu un ton foarte normal. Și prietena asta zice, dar unde pleci, femeie? Unde pleci? Din spital? A, zice, plec, dar pe drumul ăla, drum după care nu te mai întorci. În cele mai multe momente, cred că cea mai puternică rămâne ultima. Pentru că a fost și situația de așa natură. Când am fost la festivalul de la Vama Veche, am văzut că deja era într-o situație foarte, foarte gravă. Era bolnavă. Era foarte bolnavă, da, și... Era bolnavă. Era foarte bolnavă, da, și clipele alea de pe scenă, atunci când se simțea foarte rău și am avut niște emoții extraordinare, toți, pentru ea, când ne gândeam că nu mai rezistă. Bună seara! Și bucuria și tot cerul meu de stele. Și a fost, cred că, pentru prima dată când în fața spectatorilor a stat jos, niciodată nu stăia jos, cântam din picioare. Și a fost pentru prima dată când s-a pus jos pe boxă și a continuat foarte greu spectacolul. Și în același timp și ce-a urmat după. Nu știu, o energie care a primit-o de la publicul de acolo și atmosfera de acolo. Că după spectacolul, în condiții în care a simțit foarte rău, am văzut așa cum am văzut de foarte mult timp. Plină de energie, plină de viață, am stat până pe la ora 2, cred că, sau 3 la povești, nu numai eu cu ea, mai un grup mai mare de cunoștințe și am povestit cum de mult am mai văzut-o, deci, nu știu, trecuse orice urmă de boală, de... Am fost uimit atunci de toată puterea și energia pe care a primit-o de la public, ce și-a dorit tot timpul să facă și... Fără singura avere, fără cântecele mele. Mulțumesc! Mai ales după ce a murit, mi-am dat seama că până la urmă toate sentimentele se duc așa într-o mare parcare și reiau poziția aia, cea mai înaltă, poziția cea mai importantă pe care a avut-o la un moment dat. Eu cred că nu i-am spus la mama destul de des că o iubesc și cred că asta așteptat la asta de la mine și de fapt ce înseamnă pentru mine, înseamnă foarte mult pentru mine, niciodată nu i-am spus. Probabil că a simțit și și-a dat seama cât înseamnă pentru mine, dar nu i-am spus, știți cum e, tot timpul lași vorbele pentru altă dată, deci lasă, că nu-i momentul, nu. Cântecul care eu mă despart în această seară și în această vară pe dumneavoastră, să sperăm că nu și în această viață.